Deficiența despre care eu vorbesc astăzi este mentalitatea de grup. Se referă la tendința echipei de conducere de a filtra orice opinie divergentă pentru simplificarea procesului de a ajunge la o decizie comună, la o decizie unanimă. Dar care sunt factorii predominanți care duc la mentalitatea de grup? Care fac ca în echipă, în echipa de conducere, să fie evitate dezbaterile, să fie evitate conflictele? Personalitatea puternică și dominatoare a liderului echipei poate să ducă la mentalitatea de grup. Când liderul este astfel încât își impune asupra celorlalți personalitatea lui, autoritatea lui, aceștia sigur că nu vor îndrăzni să spună opinia. Când asta înseamnă că oricât de dominantă ar fi aceasta în viața liderului, în înțelepciunea de a dori să ia decizii corecte și să nu aibă parte de această deficiență, ar trebui să-și controleze personalitatea lui, autoritatea lui, așa încât să permită celorlalți să se expună, să-și expună părerea și atunci când este diferită de asta. Un alt factor este coeziunea echipei. Ce înseamnă aceasta? Când încercăm să facem o echipă de oameni care să nu ajungă niciodată la opinii contradictorii. Să păstrăm unitatea echipei. Nu știu dacă ați auzit în biserici expresia asta, am auzit-o într-o biserică din București. Când un membru din comitet i s-a spus, păi tu nu ești cu noi. Ești cu noi sau cu cine ești? Dacă vrei să rămâi în comitet, trebuie să fii cu noi. De fapt, ce însemna ești cu noi? Însemna, sper că n-ai o altă opinie. Nu ar trebui ca noi să lăsăm să se înțeleagă membrului din echipă care altă are o opinie diferită, tu ești într-o tabără separată. Știi ce? Ești cu noi dacă opinia ta este întotdeauna în acord cu a noastră. Un alt factor, selectarea membrilor echipei după similaritatea gândirii, nu calitățile lor. Ce înseamnă aceasta? Atunci când selectăm echipa, criteriile nu sunt după fișa postului, după ce ar trebui să știe să facă aceasta, ci după cei ce gândesc ca noi. Trebuie să știm pentru ce intră, care e rolul acelui om în echipa de conducere și să observăm dacă are calitățile, dacă are abilitățile necesare pentru rolul pe care îl va avea în echipă. Un alt factor care poate duce la mentalitatea de grup constă în izolarea sau ignoranța membrilor grupului. Adică ne asigurăm ca nu cumva să afle că există opinii diferite, că există altă cale de a se rezolva. Să știți că există uneori intenționat izolarea membrilor grupului. Poate fi neintenționat atunci când ei sunt ignoranți și nu o ignoranță vinovată. Nu știu și nu au fost preocupați să învețe și să vadă ce ar trebui să conducă la luarea unei decizii. Cum ar trebui luată o decizie așa încât ea să fie favorabilă bisericii și lucrării pe care o facem și nu să slujească doar unității